Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În sfârșit, Ministerul de Interne propune majorarea punctului de amendă. Atenție, nu actualizarea punctului de amendă, ci majorarea valorii punctului de amendă la 165 de lei. La 6 ani de la ultima modificare. Potrivit legii, punctul de amendă ar trebui să fie acum 10% din salariul minim brut. Și în 2017, când salariul minim a crescut la 1450 de lei, și punctul de amendă a fost stabilit atunci corespunzător la 145 de lei. Dar de atunci valoarea asta a rămas înghețată și în mod foarte curios politicienii noștri au decis, guvernanții, au decis cumva că e mai bine să menajeze contravenienții din trafic decât să-i protejeze pe cei care ar putea fi victimele abuzurilor din trafic. Deci factorul de descurajare dat de amenzi a fost ignorat. Ce spune asta despre guvernanți și despre felul în care privesc cetățenii? Cred că ar trebui să ne gândim la asta. Așadar, punctul de amendă ar trebui să fie acum 330 de lei, 10% din salariul minim brut. Guvernul mărește periodic salariul minim. Toți guvernanții se bat cu pumnul în piept că așa au grijă de salariații români. Dar adevăratul motiv este că de mărirea salariului minim beneficiază în primul rând statul, care încasează astfel de fiecare dată mai multe taxe. Adică, la un salariu minim brut de 1450 de lei, cât era el în 2017, din cauza modului de calcul de atunci, care era diferit de cum se calculează acum, angajatul lua 1065 de lei bani în mână, iar statul 714. Suma era mai mare pentru că se mai adăugau niște contribuții și taxe. După aceea s-a schimbat formula, așa că acum, la 3.300 de lei salariu minim brut, salariatul ia cam 2.000 de lei în mână, iar statul încasează aproape 1.300 de lei. De fiecare dată când statul mărește salariul minim, își crește și încasările lui din salariile minime. Bun. Probabil că unele dintre firme nu reușesc să țină pasul cu aceste măriri, mai dau afară oameni, dar pentru stat, dacă trage linie și adună, ele se încâștigă. Și ipocrizia asta a statului este bine cunoscută pe propria piele de orice angajator. Deci statul știe să ia bani de la angajator, dar nu vrea să crească și amenzile rutiere corespunzător salariului minim. Asta este enervant. Adică dacă tot crești salariul minim, ok, respectă propria ta lege, și menține și amenziile rutiere la nivelul respectiv. Că tu ai spus 10% din salariul minim brut. N-ai înțeles, toate deciziile astea fac ca micii întreprinzători să fie singurii care plătesc ceva în plus. Asta e ideea. Aia care plătesc. Da. Păi tu exact aia care plătesc, că ceilalți oricum nu plătesc. Adică exact. Poți să mărești, poți să triplezi, nu știu, salariul minim, că oricum aia care nu plătesc nu vor plăti. Da, nu interesează deloc, n-au ce treabă. Și mai interesant, în acest proiect de ordonanță care este în dezbatere publică de la Ministerul de Interne, care prevede creșterea punctului de amendă la 165 de lei, se prevede și că firmele nu vor mai putea plăti jumătate din cuantumul minim al amenzilor din codul rutier, în termenul de 15 zile, o facilitate de care beneficiază persoanele fizice. Adică pe tine, dacă te amendează, poți plăti jumate în 15 zile. Statul zice la firme nu să mai ai. Pentru că firmele nu votează. Cetățeanul mai votează, dar firma ea, ca personalitate juridică, nu votează. Și este încă o dovadă a obtuzității economice a acestui guvern PSD-PNL, care este absolut uluitoare. Deci guvernul domnului Ciolacu se dă peste cap să ia mereu cât mai mulți bani poate de la firme, pe orice cale. Chiar dacă firmele sunt cele care mențin în funcțiune motorul economiei reale. Cum să facem să-i mai jupuim pe ăia care ăia produc, ăia plătesc taxe, ăia angajează? Cum să mai luăm ceva de la ei? Altfel sunt vreo 2000 și ceva de companii de stat în țara asta, care toate sunt căpușate de clientela politică. Acolo se fac numiri politice, acolo nu se umblă. Altfel că veni vorba de amenzi rutiere, un șofer a fost depistat de polițiștii din Olt în timp ce circula cu 248 de km pe oră. Pe un drum, drumul expres 12, pe un sector de drum cu limită maximă de viteză de 120 de km pe oră. A rămas fără permis timp de 4 luni, știrea e dată de news.ro. I-au dat și o amendă de 2900 de lei, adică 20 de puncte de amendă, pe care poate să o plătească în 15 zile, la jumătate, 1450. Dacă punctul de amendă ar fi cât ar trebui să fie acum în octombrie 2023, amenda ar fi trebuit să fie de 6.600 de lei și nu de 2.900 de lei. Adică, mă rog, cât de cât mai un factor cât de dublu. Cât de cât amendă. Un factor de descurajare
cât de cât semnificativ. Da, na. Guvernul are grijă de bezmetici, să nu care cumva să-i supere cu amenzi mai mari. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.